Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din Mamaia, așa. Mamaia, cred că vorbim doar de parcări anul ăsta, dacă mă întreb pe mine, da. Că turiști mai ușor. Multe locuri libere, dar cineva a observat, mă rog, nu e nou anunțul respectiv, dar acum s-a viralizat la parterul unui bloc nou din Năvodare, a apărut un afiș: parcare privată, 500 de lei pe oră. Eu cred că l-a pus la mișto. Ori l-a pus ca să nu parcheze nimeni. Băi, asta e. Deci anunțul a fost fotografia de publicația Replica de Constanța. Blocul e un bloc nou, aparent e construit de unul dintre foștii consilieri locali de la primăria Năvodari, pentru că de ce nu, evident, dacă ești consilier local, ai mai multe oportunități. Care este ideea? A explicat dezvoltatorul, vrea să-i sperie pe cei care vor să parcheze cumva acolo, în zona respectivă. Și aici aș vrea să purtăm discuția, pentru că observ că niciun român nu se sperie de vreo interdicție de parcare. Adică dacă scrie parcarea interzisă, e semnul din codul rutier, nu interesează pe nimeni, se da, parchează. Practic acolo se parchează. Da, păi acolo este semnul BAM, aici e parcare, da. Înțelegi? Dacă scrie undeva, nu parcați sau aiurea, parchezi fără probleme, lași cel lași mult. Numărul. În da. Cazul în care ești de da. Bun simț, da. Lași numărul. Am văzut, eu la mine scrie și scuze dacă las așa și parcăm. Și se parchează pe banda a doua, a treia, în fața la Mega. Boss, m-am dus să-mi iau și eu țigări și cumpărăturile pe toată săptămâna, dar asta este altă discuție, înțelegi, l-am lăsat pe afari. Deci interdicția nu interesează pe nimeni. Dar dacă scrie că e pe banii, de exemplu, 10 lei, 15 lei, 20 lei. Treaba. Dacă e pe, da, la parcarea de 10 lei pe oră, găsești locuri peste tot. E pe bani. Dacă era parcarea interzisă, nu găseai un loc. Nu vi se pare ciudat? Da. Ăsta a pus 500 de lei pe oră. Băi, pentru că dacă e interzisă, plata e opțională. Adică da, ai șansa să scapi și fără plată. Da, te ceri cu ăla, scandal. Da. Ai, domnule, că n-am stat decât un pic, du-te de aici. Dacă e pe bani, vine ăla, mi-a cerut banii. Dar eu mai duce la ăsta cu 500 și ea zice, ok, plătesc, dar dăm chitanța. Da, și asta ar fi o treabă. Și? Apropo, da, e un alt caz cu o parcare, cu o parcare de asta, e o idee de afaceri. Deci, orice criză de asta de locuri de parcare vine și cu oportunități. Cineva are un teren privat, citesc, de vreo 4.000 de metri pătrați, undeva lângă satul de vacanță Mamaia. Intrare de pe bulevard, de pe bulevardul Mamaia. Și antreprenorul de acolo a pus un afiș prin care anunță parcare, 12 ore, 30 de lei. Și te gândești, da, bombă, nicio problemă, dar nu scrie nicăieri că perioada minimă de taxare este de 12 ore. Adică te duci să stai 5 minute, o oră sau 10 ore sau 12, tot. Tot 30 de lei. Tot atât. Ce bun e. Tot 30 de lei. Omul nu vrea vânzoleală, vrea să parcheze mașinile turiștilor care vin probabil în sejur și n-au unde parca. Parcarea este full. Reporterii de la Constanța, stai să vedem de unde se dă, publicația Constanța 100 s-au dus și au documentat povestea respectivă, parcare de 30 de lei pe zi, indiferent cât stai, și reporterul relatează că el a făcut eforturi serioase să primească bon pentru banii plătiți. Asta e mare problemă. Sunt fiscalizate. Băi, super afacere. Bă, dar cât de zgârcit poți să fii? Adică măcar plătește taxe. Ai un teren, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, ai un teren cumva, l-ai cumpărat, l-ai moștenit, habar n-am, ai făcut rost de el. Nu ne mai întrebăm cum. Într-o zonă aglomerată, nu trebuie să faci nimic. Pui o mână de pietriș pe jos, o basculantă, hai. Compresor, pui o barieră și angajezi un om să încaseze bani pe asta. Deci nu construiești, nu trage apă, gaz, canal, nu faci nimic acolo. Doar ai terenul, pietriș și locurile de parcare. Bă, băiatule, dacă tot iei banii ăștia atât de ușor, plătește, frate, taxe pentru ei. Vrei să ajungi la pușcărie că nu plătești taxe? Știi că ai fost simpatic până ai cerut să plătească taxe. După nu, aia n-ai mai fost simpatic. Nu închide, mai am, nu mai dă-mi un minut, că vreau să mai zic. Hai că... Două minute, ca să o ținem până în știri, da? Bun. Mm-hmm. Fii atent, deci reporterul de la Constanța 100 se duce și documentează subiectul. Intră, plătește, nu știu ce. Și la sfârșit, când vrea să plece, nu știu, îi cere angajatului respectiv chitanță. Bun. Și ăsta îi spune, a rămas aparatul de bonuri fără tuș. Care este cea mai tristă scuză posibilă, pe lângă aia că nu mai e hârtie la aparat, boss, și nu știu ce să fac. Și ăsta al naibii insistă. Nu, eu vreau bon, dăm bon, vreau să nu știu. Serviți, în care e legislația? Dacă nu-ți dă bon, nu ești obligat să plătești. Dacă legislația nu-ți dă bon, înseamnă că faci evaziune fiscală și zici să ajungi la pușcărie. Bun, poate nu pentru sume de 30 de lei, dar dacă vine fiscul acolo și verifică, poate că descoperă totuși o operațiune mai mare, așa cum pare să fie. Și la insistențele jurnalistului, în sfârșit, e pus în legătură cu proprietarul. Proprietarul are un birou în zona asta. Reporterul se duce peste proprietar. Vreau bon, vreau nu știu ce. Și proprietarul, citez, a descuiat o cameră de unde a scos un aparat de marcat și mi-a dat bonul. Deci casa de marcat era sub cheie undeva. Și zice, deși era aproape ora 9 seara și parcarea era plină ochi, bonul meu avea numărul de înregistrare 1. Fusese primul
primă emisă ziua. Atunci a găsit ușul. Da, atunci a găsit ușul. Bă, nu ți-e rușine, mă. Bă, bune, adică serios. Păi, plătește, frate, taxe. Cu taxele cuvenite. De ce... Și așa ai noroc. De ce te lăcomești în halul ăsta? Serios. Deci la nenea ăsta de aici, eu cred că... Și așa fiscul, am auzit că e în căutare să vadă cine nu plătește taxe, cine ascunde nu știu ce bani. Uite, domnule, sunt cazuri evidente pe Bulevardul Mamaia, la față, la vedere. Ce vrei mai... Eu cred că dacă la cât ai vorbit acum de taxe, dacă tu te duci la mare, umblă aia după tine cu casa de marcat mobilă. Înțelegi, ca să-ți dea exact ce trebuie, nu doar un simplu bonuleț. Da, să știi că eu nu m-am mai dus la un dat la o... Adică sunt locuri în care mă mai duc pentru că nu am primit taxe, inclusiv la o clinică dentară, unde mă duceam. Serios? Da, și nu îmi dădeau niciodată chitanță bon pentru cât plăteam și plăteam mult. Și am zis, bă, știi ce? Sunt atâtea locuri în care se poate rezolva. Da, între timp te-ai recenzat? Băi, nu, trebuie să am făcut rost, e un număr de telefon al recenzorului, o să-l sun. Ia, să ne spui mâine despre ce e vorba. Aoleu, se termină... A venit la cerere. Hai, du-te și păi sună... Păi n-a venit altfel. Du-te și sună recenzorul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.